Centrul de permanență din comuna Bobicești deservește aproape 13.000 de olteni din comună și localitățile limitrofe. Acestuia îi sunt arondate 5 comune. Centrul a devenit funcțional de ieri când a fost și prima gardă. Este al 7-lea centru de acest gen deschis în județul Olt. Acolo oltenii din zonă beneficiază de servicii medicale de necesitate în fiecare zi 24 de ore din 24. Permanența este asigurată de 6 medici specializați în medicina de familie. Centrul de permanență fix Bobicești asigură asistența medicală primară pentru locuitorii din comunele Bobicești, Morunglav, Bârza, Pârșcoveni și Șopârlița. Asistența medicală primară este asigurată în regim de gardă prin doctor Diaconescu Nicolița, care este și medic coordonator al centrului, împreună cu doctorița Zbora Angelica, doctor Simion Letisia, doctor Ilie Gina, doctorița Dincă Lavinia și doctorul Cataragă Ion. A durat ceva timp până ce centrul de permanență Bobicești să fie funcțional. Primarul din localitate, Ilie Chitez, avea în plan înființarea unui astfel de centru încă de acum câțiva ani, iar acum, într-o lună, a și reușit. Centrul funcționează în cadrul dispensarului comunal. Edilul spune că acesta este mai mult decât benefic pentru locuitorii din zonă, în special că vorbim de populație îmbătrânită. Este foarte important, având în vedere că vârsta populației crește și avem foarte mulți oameni bătrâni care au nevoie de medici mai aproape de ei și non-stop, aș putea spune, 24 din 24. Nu a fost foarte greu, având în vedere că am avut înțelegere și la cadrele medicale care au venit imediat în sprijinul meu și o să spun că în maxim 30 de zile am înființat. Asta având în vedere și faptul că am avut spațiu corespunzător și totul a mers ca pe roate. Clădirea în care funcționează centrul de permanență a fost reabilitată în urmă cu ceva ani, însă ar mai fi necesară o intervenție. Autoritățile locale din Bobicești au pus bazele unui proiect ce prevede reabilitarea totală a clădirii, dar și dotarea cu echipamente de specialitate. Locația este funcțională la ora asta, este aproape ce trebuie, dar am o cerere de finanțare aprobată prin PNDL 2, și suntem în perioada de licitare pentru proiectare și execuție și sper ca până la finalul anului să și reabilităm în adevăratul sens al cuvântului. Clădirea este o clădire veche, am reabilitat-o noi cu bani de la Consiliul Local acum câțiva ani când am transformat-o în dispensar medical, dar acum vrem să o reabilităm, să o aducem la adevăr, adică îi vom schimba acoperișul, tencuieli, pardoseală, avem și ceva bani pentru dotare. În centrele de permanență se asigură asistență medicală primară după terminarea programului medicilor de familie. De asemenea, un medic asigură garda și în timpul weekendului, dar și de sărbătorile legale. În general, un centru de permanență fix este o unitate sanitară cu sediul stabil în localitatea respectivă, care asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă pentru pacienții din zonele arondate după terminarea programului de lucru al cabinetului de medicină de familie, de sărbători legale, precum și în zilele de sâmbătă și duminică, respectiv 24 din 24 de ore. La nivelul județului Olt funcționează 7 centre de permanență în localitățile Baldovinești, Brasta Vățu, Crâmpoia, Dobroteasa, Osica de Sus, Vișina și de ieri la Bobicești. Alte două primării din județ sunt în discuții avansate pentru înființarea de centre de permanență. Până nu demult a funcționat un astfel de centru și în orașul Podcoava, însă niciun medic nu a mai vrut să asigure gărzi.